Marius Nicolae s-a îngrozit pe stadionul Dinamo. Doamne, sper să nu mai văd ruina asta, spune Nicolae. De un an așteaptă dinamoviștii ca arena să fie demolată. Dinamo nu mai joacă pe stadionul vechi de 72 de ani. Marius, când te uiți la acest stadion, ce-i de spus? Ce-i de spus? Nu-i nimic de spus. Sper să nu mai văd pe acest stadion, să ved un altul nou. În momentul când vei avea un stadion nou, vor veni și oameni să investească. Probabil și Cristi Borcea cu siguranță. Dinamo n-are stadion, dar nici rezultate. După 4 înfrângeri la rând în campionat, Dinamo a ajuns pe penultimul loc. Mister Burcă trebuie să găsească cum a găsit și în Liga 2 soluțiile cele mai bune pentru a redresa situația asta care e complicată. Au nevoie de jucători de valoare pentru Liga 1, jucători care să-ți facă diferență.